Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi ne luăm la revedere de la vară. Este ultima zi de vară și parcă nu vine să cred pentru că a trecut destul de repede vara. Pe de altă parte mi s-a părut foarte cald, a fost prea cald. Și da, vine toamna, vine și ea cu plusuri și minusuri. Dar dacă vorbim strict despre parfumuri, mie îmi place cum miroase toamna. Îmi place și o să avem multe de discutat. Dar până atunci, cu siguranță vor mai fi zile călduroase, deci nu intrăm chiar în toamnă, dar este ultimul clip în care vorbim despre parfumuri de vară și am făcut aici o selecție de parfumuri care au însemnat ceva pentru mine în această vară, pe care le-am descoperit, pe care le-am redescoperit în dulapul meu cu parfumuri și care m-au bucurat foarte mult. Nu știu dacă pot să spun favoritele verii, pentru că am făcut o selecție cu parfumuri pe care le-am descoperit. Sunt și altele care îmi plac și atunci nu știu dacă... Hai să zicem favoritele verii, să zicem așa, zicem. Dar voi să știți că mai sunt și altele. Nici nu știu, mă simt vinovată față de alte parfumuri pe care le-am purtat și care mi-au plăcut foarte mult și am făcut deja foarte multe clipuri cu parfumuri de vară, le-ați văzut dacă mă urmăriți. Haideți să începem și să vă arăt ce selecție de parfumuri am făcut eu. O să încep cu un parfum pe care l-am descoperit și pe care vi l-am arătat într-un video cu parfumuri potrivite pentru seriile de vară. Încep cu acesta pentru că pe el o să-l trec în parfumuri de toamnă, o să-l port și ziua, o să-l port în sezonul rece ziua, o să-l port mai mult pentru că este superb parfumul acesta, superb. Mi se pare super sexy, super intens, feminin, dulce, vanilat, mi se pare că are iasomie, un parfum cu iasomie spicy. Îmi place extraordinar de mult și pe el l-am purtat în seriile de vară, însă de-abia aștept să-l port mai mult și toamna o să am ocazia asta. Un alt parfum, și acesta chiar este un parfum de vară, care mi-a plăcut extraordinar de mult în această vară, mai mult decât anul trecut, este acest La Nuit Trezor Nude. Mi-a plăcut foarte mult pentru că are cocos, însă nu este un parfum cu cocos și flori galbene, un parfum tropical cu ilang ilang. Ați văzut că în general parfumurile de vară au cocos, dar au și flori tropicale sau tiară sau flori din astea. Ei bine, acesta nu. Acesta este un parfum cu cocos și vanilie, un parfum pe de o parte simplu, pe de altă parte mi se pare super elegant și frumos și dulce. Miroase super bine. Pot să zic că acesta a fost parfumul meu preferat cu cocos din această vară și pot să-l port în continuare pentru că este un parfum dulce, elegant și nu neapărat un parfum care te duce cu gândul la plajă, la vacanța de vară, la mare. Nu neapărat, este foarte versatil și foarte frumos. Un alt parfum pe care l-am descoperit în această vară este vorba despre Bronze Goddess Azur și care a marcat niște momente. Pe el l-am avut la mare și l-am luat exact înainte să plec. Îmi place să am parfumuri când plec undeva și să fie parfumuri noi pe care să le descoper și să-mi amintească de niște momente. Ei bine, acesta este un parfum proaspăt, are și cocos, dar are foarte mult neroli. Aș putea să zic că este un parfum proaspăt floral de vară. Mi se pare foarte elegant în același timp. Este și dulce, este și un pic tropical, dar foarte bine se simte neroli. Și da, este un parfum pe care cred că l-aș purta doar vara. Nu pot să zic că l-am purtat foarte mult, însă vă spuneam că a însemnat ceva pentru mine în această vară și de aceea l-am și inclus.
Unul dintre preferatele mele este acest Oud Sage & Sea Salt. Mi se pare super clean, un parfum curat, un parfum plăcut, cozy. Și dacă mă gândesc la parfumul de la Maison Margiela, care se numește Lazy Sunday Morning, ei bine, acesta miroase chiar a Lazy Sunday Morning. Nu spun că seamănă cu Lazy Sunday Morning de la Margiela, ci spun că îi se potrivește mai bine denumirea. Pentru că miroase ca o dimineață leneșă de duminică, dar în vacanță la mare. Exact așa miroase, este super curat, poate să te ducă și cu gândul la briza mării, la o dimineață în care îți bei cafeaua pe plajă, și, nu știu, poate și la cearșafuri curate, la cearșafurile acelea de hotel. Chiar este un parfum foarte frumos, foarte frumos, și pentru mine a avut o poveste parfumul ăsta. L-am redescoperit, vă spuneam că am descoperit parfumuri, dar am și redescoperit pentru că pe el l-am avut la mare și anul trecut și anul acesta și pot să zic că anul acesta m-am bucurat mai mult de el. Tot din categoria Oud Sage & Sea Salt, povestea pe care v-am spus-o despre parfumul de la Jo Malone poate să fie și pentru acest parfum Whitey de la Elizabeth Arden. Foarte frumos parfumul acesta, potrivit de zi cu zi, în perioada caldă și nu numai, mi se pare un parfum cozy, mi se pare un parfum care te liniștește, îți dă o stare bună, este curat și are și un preț bun. Chiar este un parfum bun. Am văzut că încă se mai găsește și apa de parfum pentru că dispăruse la un moment dat, dar n-am mai luat-o. Am zis că după ce o să consum white tea o să trec la apa de parfum să-l încerc și pe acela. Însă acesta mi se pare foarte bun și foarte frumos. Un alt parfum pe care l-am purtat destul de mult în această vară este Miss Dior Cherie Low, un parfum foarte, foarte frumos. Din păcate nu se mai găsește, dar am purtat și Blooming Bouquet, însă apa de toaletă. Mai mult îmi place acesta. Este citric, este un pic spicy, proaspăt condimentat îl simt, chiar dacă el nu are condimente. Are gardenie și în bază avem mosc, dar este un mosc atât de frumos, atât de finuț și miroase foarte bine parfumul acesta. V-am zis, nu insist pentru că din păcate nu se mai găsește, dar îmi place mai mult decât multe parfumuri din această linie Dior. Îmi place mai mult și decât Blooming Bouquet și decât apa de parfum și decât apa de toaletă. Este un parfum curat și foarte, foarte plăcut și potrivit pentru vară. Un alt parfum pe care l-am purtat cu plăcere este acest Mont Guerlain. Cum am avut o seară mai răcoroasă, cum l-am purtat pe acesta, pentru că, v-am mai zis, mi se pare un parfum versatil. Are o vanilie, dar este o vanilie finuță, are o parte aromatică super calmantă și liniștitoare și plăcută. Este un parfum versatil și foarte frumos. Îmi place și o să-l port în continuare pentru că mi se pare un parfum cozy, potrivit și pentru toamnă, super potrivit. La fel, vorbim și despre Serendipity de la Rituals. Un parfum pe care l-am descoperit în această vară și chiar dacă el are cocos și miroase puțin așa tropical, mai mult se duce în zona de spa. Mai mult se duce în zona de cozy și nu se duce în zona aceea de parfum de plajă, de loțiune de plajă, de parfum de luat în geanta de plajă. Nu, este un parfum elegant, este un parfum dulce. Vai, cât de bine miroase. Dar pentru mine este un parfum cozy și mi se pare că este potrivit și pentru perioada rece. L-am descoperit în această vară și mi-a plăcut foarte mult. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare plăcere în această vară este Lemon Tart de la Teodoro Scalottinis. Este o lansare recentă
și mi se pare că este făcut special pentru persoanele care iubesc parfumurile gurmande și vor să poarte parfumuri gurmande și vara. Avem aici tartă cu lămâie, este cumva un parfum onctuos cu tarta aceea de biscuite, de fapt este, da, un fel de biscuite cu unt. Apoi avem crema aceea cu lămâie, care este destul de cremoasă și unctuoasă și ea. Și avem și zeamă de lămâie. Și treaba asta m-a făcut să înțeleg acest parfum ca fiind un parfum răcoritor de vară, dulce, gurmand în același timp, dar nu prea dulce. Exact ca o tartă cu lămâie servită vara la o terasă. Mi se pare bine făcut și special făcut pentru vară, dar na, este un parfum 100% gurmand. Poți să-l porți absolut oricând, dar nu este prea mult pentru vară, asta vreau să spun. Și v-am mai zis, dacă vrei să miroși ca o tartă cu lămâie, ăsta este parfumul perfect. Un alt parfum pe care l-am purtat în această vară și care a marcat și el niște momente, este vorba despre Ananda Dolce de la Mikalev. Un parfum foarte frumos, proaspăt și dulce în același timp, fructat și elegant. Are o floare de migdal care mie îmi place foarte mult în parfumuri. Are și o piersică zemoasă, o piersică dulce. Este un parfum proaspăt și dulce în același timp. Foarte frumos, foarte frumos și m-am bucurat tare mult și de acesta. Un alt parfum pe care l-am purtat și pe care o să-l port în continuare pentru că este parfumul meu cameleonic, este vorba despre Olympia Intense, un parfum dulce potrivit pentru serile de vară sau pentru zilele de vară mai rocoroase. Nu prea au fost, ce-i drept. Miroase a caramel sărat, este un parfum cu vanilie, cu o vanilie sărată, un parfum ambrat, cald, minunat. V-am mai zis, este favoritul meu de la Paco Rabanne, din această linie Olympia. Mi-a plăcut și Olympia în această vară și l-am purtat și pe el, chiar am terminat sticluța aceea mică ce mai era în ea, dar acesta rămâne preferatul meu. Un alt parfum pe care l-am purtat în această vară și pe care l-am redescoperit în dulapul meu cu parfumuri este acest Kenzo World Power apa de toaletă. Da, este apa de toaletă, este parfumul acela cu imortele. Știu că mai este unul lansat în același an cu acesta și există confuzie, sau cel puțin pentru mine a existat confuzia asta, nu știam care cum sunt. Deci parfumul acesta este superb, este minunat. Este un parfum sărat și pudrat în același timp. Un parfum sărat și pudrat în același timp, foarte proaspăt, foarte potrivit pentru vară, dar este cumva... Atunci când îl pulverizezi prima dată, exploziv. Este exploziv parfumul acesta, este minunat. Are și note pudrate, mi se pare că are note pudrate tonka. Este și dulce, și sărat, și pudrat, și proaspăt. Ciudățel, aș putea să spun, exploziv și îmi place extraordinar de mult. Extraordinar de mult, deci pe el... Vara îl ador. Un alt parfum pe care l-am purtat cu mare plăcere în această vară și este alegoria pe care am purtat-o cel mai mult este acesta Pera Granita. Eu mai am încă două în colecție care sunt ceva mai citrice și mai zemoase, aromatice, dar anul acesta nu a fost anul meu de citrice. M-am dus mai mult în direcția parfumuri curate, sărate, parfumuri care miros ca marea, proaspete. Mi-a plăcut foarte mult Moscul,
dar mi-a plăcut foarte mult Pera Granita pentru că este un parfum proaspăt, este dulce, dar nu prea dulce. Miroase a suc de pere și are și ceva aromatic. Mi se pare foarte potrivit pentru persoanele care iubesc parfumurile dulci, dar vor și un parfum dulce de vară și este super, super potrivit. Ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Inima Pădurii. Cel puțin pe mine sticla asta, acolo mă duce cu gândul. Mă duce cu gândul la o vacanță în Bali. Miroase a frunze, miroase a vară, miroase a aventură, să zic așa. Și dacă l-aș fi descoperit mai devreme, pentru că știți că este descoperit în ultimele zile de vară, cu siguranță aș fi dat la o parte multe parfumuri citrice pentru a-l purta pe acesta sau parfumuri proaspete. Miroase și a frunze, miroase a fructe, frunze, a verde. Parcă este și un pic proaspăt condimentat, are și el pulpa aceea de kiwi despre care vă spun eu când vorbim despre Aura. Am promis că o să vin cu o comparație între apa de toaletă și apa de parfum. Seamănă între ele, dar acesta este ceva mai verde, mai fresh, mai proaspăt. Dar, da, trebuie să le analizez eu mai bine. Însă, parfumul acesta este minunat, este superb, este perfect și nu numai pentru vară. O să-l port în continuare, însă am simțit nevoia să îl includ în clipul acesta. Acesta a fost clipul de astăzi, vă mulțumesc pentru susținere, pentru că ați fost alături de mine în această vară și pentru cuvintele voastre frumoase. Spuneți-mi și voi în comentarii ce parfumuri v-au bucurat în această vară, poate aveți favorite, chiar sunt curioasă. Și noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like și puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!